Bun găsit, oameni buni! Pentru astăzi, la Poezie și Delicatețuri, am pregătit o ediție cu totul și cu totul specială. Ne-am bucurat să-l avem oaspete din nou, la Lacrimi și Sfinți, pe Mircea Gioană, românul de la vârful NATO, care tocmai ce și-a șternut gândurile într-o carte, Bătălia pentru viitorul României. Gânduri clare, coerente, generate de experiența acumulată în ultimii ani, o viziune obiectivă care face referire la șansa formidabilă de care putem profita în contextul social-politic actual. Iar pentru ca discuția legată de bătălia pentru viitorul României să capete și o notă lirică, Mircea Dinescu i-a făcut o surpriză invitatului său, aducându-i la un pahar de vorbă doi rapsozi renumiți, doi păstrători ai valorilor și tradițiilor românești, Cristina Gheorghiu și Grigore Leșe. Doamnelor, domnilor, începe Poezie și Delicatețuri. Salut, prieteni! De-a lungul vieții mele am gătit pe malul unor fluvii mai mari sau unor pârâuri mai mici, în bucătările unor oameni mai amărâți, în bucătările unor oameni mai înstăriți, pe la cetate, în fine. Astăzi am o ocazie nemaipomenită. Să gătesc în popota NATO. Da? Vă închipuiți chestia asta? Poate că nu știți ce înseamnă popotă. Fiecare unitate militară are o bucătărie unde mănâncă ofițerii. Așa. Se gătește foarte bine, de altfel. Ori astăzi am un invitat de seamă, de la NATO, da? Și atunci mi-am pus mintea la contribuție, ce pot să fac. Dacă vă amintiți, din când în când în România mai apăreau niște pui uriași uneori, spuneau că sunt din rezervele NATO. Erau unii de 4-5 kg, nu știu cu ce erau hrăniți așa. Eu am zis să iau un pui de ăsta românesc, crescut la țară, să cunoască și oamenii ăștia care răspunde liniștea sau de neliniștea lumii. Da. L-am invitat pe prietenul meu, Mircea Gioană, cu care am mai făcut o emisiune pe vremuri la cetate. Mircea Gioană este o figură în politica românească. De ce? Pentru că deși provine din PSD, totuși era acolo într-un cuib străin, zic eu, într-un fel, pentru că nu era genul PSD-istului de ăsta, un băiat mai citit, mai fin, mai în fine. Cred că până la urmă a contat chestia asta că puțin ăștia au vrut să te îndepărteze de cuib. Asta a fost de mult. Nu vorbim de lucrurile dramatice. Așa. Da, de popota NATO, noi suntem 5.000 de oameni. 5.000 de oameni. Da, la Bruxelles, la sediul nostru, suntem 5.000 de oameni. Nu e popotă militară. Eu am făcut armata la Slatina, la artilerie. Și mâncarea nu era așa de bună atunci. Da? Dar la noi acolo sunt, avem de la Împinge Tava, care e cea mai populară, la restaurante mai mici sau mai mari. E un o altă cafenea unde poți să comanzi de mâncare. De 5.000 de oameni e un orășel. E puțin un orășel. Trebuie să te inviți să gătești acolo pentru un altă. Da, auzi, dar... E interesant că această poveste cu NATO, în mod normal, NATO trebuia să fie condus numai de militari. De unde e povestea că poate să-și ia un civil, un intelectual, care nu, să n-a fie... Nu, n-a niciodată. E o alianță politico-militară. Tot timpul liderii NATO sunt civili, sunt politicieni. Că trebuie să înțeleagă lumea. Eu sunt civil. Și evident o componentă militară foarte puternică, dar la noi merge cam așa. Factorul politic ia o decizie, dă o comandă militarilor, să spunem, vreau să apăr Marea Neagră, da? Și spune, ok, care sunt soluțiile militare ca să-mi apăr Marea Neagră? Și militarii vin, vin cu soluții și se întorc înapoi la noi și noi decidem. Deci este, se numește control politic asupra NATO. Deci primul general, la noi avem un comandant suprem aliat, se numește, primul care... Și care este și comandantul forțelor americane în Europa. Are o caschetă dublă. E cel mai mare general american în Europa și este cel mai important aliat. Primul a fost generalul Eisenhower, fostul președinte. Deci mai poate să fie unul militar și poemine să ajungă... Deci aici funcționează vechea poveste, funcția doboară gradul, da?
Nu, și, politicul, până la urmă, e cel care ia decizia, pentru că politicul e reprezentativ. Pe ei aleg oamenii, nu pe militari. Dar e o organizație foarte interesantă și am învățat mult în ăștia aproape, deja 4 ani de când sunt acolo. Patru ani. Trece timpul. Da. Bine, hai să revenim la oile noastre, să la zic la puiul nostru. Vreau să fac o chestie românească, în sensul că la român se poartă puiul făcut la ceaun. Când eram eu tânăr scriitor, n-aveam casă în București și ca orice om amărât, neavând casă în București, am locuit la Palatul Brâncoveneț, la Mogoșoaia, unde erau mari scriitori, Fănuș Neagu, Marin Preda, Sânziana Pop, în fine. E superb. Ei aveau case în București, dar eu eram singur fără casă. Nu, dar Palatul e superb, e o bijuterie. Bine, nu locuiam chiar în Palat, locuiam în clădirile alea auxiliare. Dar lângă Mogoșoaia, ca să ajungi la Mogoșoaia, trebuia să treci pe lângă Cârciuma Doi Cocoși, unde se mânca pui la ceaun cu mujdei și cu mămăligă. Asta era imbatabilă. Văd aici, da. Văd aici usturoiul pregătit. Da, usturoiul era obligatoriu. Formă era un restaurant aproape de Mogoșoaia, la Prepeleac, unde se făcea tot pui de ăștia la ceaunul, dar mâncai într-un copac. Până a fost Neanicu într-o visă și a desfințat că li s-a părut sora de la SPP că băi, cam periculos să nu instaleze vreunul o mitralieră în copac. Și mi-a rămas chestia asta cu puiul Marin Preda, care era iubitor de mâncarea lui de acasă, aia bună, știi? De exemplu, când se mânca un pui de ăsta cu mujdei și cu mămăligă, avea această exclama: ce bine trăim în cer. Deci era un biet pui făcut la așa. Sau mai mânca mămăligă cu brânză rasă și cu puțin unt, așa, și comanda. Noi, după expresia lui, spuneam Marioare de la bufet: Marioare, dă-ne și o porție de ce bine trăim. Știi? Era, de fapt, o mămăligă cu brânză rasă și cu un nou ochi deasupra. Vreau să fac puiul ăsta la ceaun, dar vreau să-l combin cu și ce bine trăim. Adică o să-l umplu o chestie pe care mi-a arătat-o bunicul meu. Bunicul meu care era grădinar, așa, și am dintr-o bucată, așa, într-o zi mi-a zis: mai să facem un pui așa și cu mămăligă. Și el zice: fii atent ce facem, că avea imaginație, că de acolo mi se trage. Ce să băgăm niște mămăligă cu brânză în burta puiului, știi? Și cu slănină puțin afumată, prăjită. Să-l îndopăm. Și l-am îndopat pe partea aia altă, pe la spate, nu pe pâncioc. Și a ieșit o chestie absolut genială. Asta vom încerca să facem astăzi. Puiul respectiv, după ce am fost el scos cu penele, nu știu ce, l-am spălat cu vin. Eu mai am această poveste pe care o practic de obicei. Încerc să-l parfumez puțin și îl frec cu portocală. Asta nu e invenția mea, e o chestie mediteraneană. Noi nu suntem chiar în Mediterana, dar civilizația noastră are această conotație mediteraneană. Știi că la noi, la NATO, revenind puțin la pofota noastră, când facem planificare pentru apărarea zonei astea noastre, noi suntem Marea Neagră și Marea Mediterană, sunt la un singur pachet, e un singur plan? Da? Da, e bine, păi da, pentru în mod normal... Distanța nici culturală și nici geografică nu e mare. Marea Neagră e la câțiva pași. E o continuare, sigur. E o continuare a Mării Mediteranene. Și în România... Dacă mergi către cetate latine, da? Clima de acolo este o climă mai degrabă influențată de Adriatică. Păi decât, o să decât de, la cetate, decât de cresc tot felul de... fructe care cresc și în zona asta, da? Asta cum se cheamă, pe care le importăm la ora asta din tot soiul de țări. Ajută-mă. Nu știu ce import, că importăm cam multe, dacă mă întrebe mine. Da. Importăm cam multe. În țara asta poate să facă mâncare pentru tot jumătate de Europa. Portocale încă nu cresc și nici măsline, deși am un prieten Ai mei de la Debulen de acolo au început să înlocuiască lumele. Eu am uitat că tu ești din adică Oltean, acolo, da. Ai mei sunt olteni amândoi. Da. Dar apropo de familie, cine gătea extraordinar era mama Mihaele, soacră mea, Dumnezeu să o odihnească. A româncă, da. Hai de mine. Și ca să mă cucerească, a făcut o deviere strategică de la plăcinta aia machidonească senzațională, care de obicei e cu spanac, și mi-a făcut cu praz.
Păi da, prazul ăsta e cea mai bună plăcintă cu praz. Mi-a plăcut cu praz. În clipa respectivă am cedat și... Cea mai bună plăcintă cu praz. Așa a început. E făcută de aromân și eu am luat rețeta. Nu există plăcintă mai bună decât francezii fac, decât cea macedoneasă. Francezii fac plăcinta lor cu praz, așa, dar aromânii, am învățat de la o bătrână doamnă aromâncă, care mi-a zis, maică, ca să faci o plăcintă cu praz, e bine să fierb prazul înainte în lapte. Pentru că eu doar îl trăgeam în tigaie, așa, nu știu ce, și amestecam cu brânză, nu știu ce. Dar fiert a fost... în lapte căpăta o... Nu, nu, e o artă întreagă și ca să nu se piardă tradiția, chiar după ce s-a prăpădit soacră mea, la bătrâncele machidoance, am făcut un curs pentru Mihaela și pentru Ana, pentru fata noastră, ca să fim siguri că și generațiile următoare știu să facă plăcintă armânească. Cea mai bună. Ea era foarte bună, soacră mea era foarte bună la pe partea de miel. Și cum, nu știu, cum putea să gătească mielul ăla, stătea cu tava. Miel, am mâncat, prieten, am mâncat un miel și mi-am amintit acum că, de miel, fapt, incredibile, smochinii sunt în zona. Deci smochinul la cetate și în toate satele alea de crește, da. Și smochinul nu, pe aici mai bine și pe București, dar trebuie să-l acoperi cu paie, nu știu ce, acolo crește liniștit smochinul, da? Avem puiul, îi pun înăuntru câteva mirodenii, da? Pun și câteva capere, mie îmi place capere, pun puțină dulceață de ardei, așa, numai lungem o țâră. Da? Ce aici? L-am spălat înainte în vin, îi bag și două slăninuțe în burtă, pe care le mai folosesc după aia. Și pur și simplu îl băgăm la ceaun. Da? După ce îl punem la ceaun, îl umplu cu mămăligă, am aici mai multe feluri de brânză, brânză de burduf, brânză de capră, brânză de oaie. Și amestec cu mămăliga, pe care am făcut-o din timp ca să nu dureze prea mult toată povestea, și usturoiul de rigoare. Când pun puiul în ceaun, e bine să puneți și niște cartofi. Așa. De ce? Pentru că l-am pus aici untură de porc. De obicei fac untură de porc și ulei. Dar fiindcă îl punem în tavă după aia, e bine să pui lângă el și niște... Așa. Sigur că există multe rețete, așa, dar este imbatabilă chestia asta cu puiul la ceaun. Da? Se prăjește, intră... Am început să înghit în gol deja. Intră și în burtă. Aia, în toate părțile este atacat de untura aia gustoasă, da? Începem discuția noastră vis-a-vis de destinul tău, că ai un destin totuși. Toți avem un destin. Nu, toți avem un destin. Toți avem un destin. Eu pe măsură ce trec prin viață, sunt tot mai convins că sunt lucruri pe care le facem noi și trebuie să le facem, bine sau rău. Dacă există undeva o chestiune pe deasupra noastră care ne influențează într-un fel. Da, deci cred că o chestie mistică aproape? Nu mistică, mai degrabă spirituală. Mm-hmm. Cred că e altceva. Pentru că dacă ar fi să fie strict... plus minus, da, înseamnă că viețile noastre ar fi complet lipsite de farmec. Ar fi complet. Nu, dar cu tine s-a întâmplat, iartă-mă, trebuie să spun cum, că să... A, că am și eu destinul meu, nu, da. Ai și tu ai destinul tău și colegii noștri care filmează aici destine, au destinul meu. Destinașe, destinații, de așa. Problema este următoarea, că la tine s-a întâmplat un miracol, dacă e să cădem puțin în istorie. Tatăl tău a fost militar, a fost general chiar, nu? A fost general în tratatul de la Varșovia. Da. Să-și închipuie, dacă ar trăi, taică tu acum, pe lumea altă, eu asta mă gândesc, dacă taică tu, pe lumea altă, întrebat, generale, ce este fiul tău? Zice, este secretarul ajunct al NATO. Nu, el n-a ce prins. El a murit în 2009, când deja intrasem în NATO și m-a văzut ca ministru de externe, că am ridicat steagul acolo. Dacă mă duc la cimitir la ei și mai vorbesc cu ei câteodată, chiar gluma asta, eu spun, mă, tată, ți-ai fi imaginat vreodată că fii tu ajunge să conducă NATO pe partea elaltă? Este un șoc așa. Acum, sigur, ne întrebăm, bă, cum a naiba, ce naiba a făcut Joan ăsta, ce chestie diabolică așa? Joan a avut șansa să fie
în 1000 să fie om, în America. Cred că am avut șansa să fiu om serios. Nu, lasă oameni să... Am fost educat bine de ai mei. Nu. Am fost educat. Ai avut șansa să fii ambasador în America? Iar am avut două momente de... Ia zi. Primul moment a fost după Revoluție. Eu eram inginer pe șantier la Energomontaj. Deci meseria ta... Prima a fost, după aia am dat și la drept, și prima mea decizie care, apropo de destin, că nu știi câteodată ce decizii și cum te influențează. Dar prima decizie a fost pentru că eram atât de supărat că nu mă lăsau cu taică-miu general. Nu-mi dă voie să călătoresc în Occident înainte de 89 și eram atât de supărat. De ce stai? Să nu rămâi pe acolo? Să nu rămân, să nu facem de râs patria, știi? Da. Nu-mi dădea voie. Și eram extrem de supărat. S-a întâmplat. Și atunci primul concurs la externe, în martie 90, mai erau încă taburi pe strada Paris. Mi-aduc aminte că dădeam examen acolo. Da. La arhiva de la Mae, ăla comunist, dăduseră foc la dosarele de cadre. Știu că, mi-aduc că era funigine pe ușă, la unde e acum guvernul, la clădirea guvernului. Și m-am dus la externe ca să recuperez într-un fel timpul pierdut pe partea de altă, când nu mi-a dat voie să călătoresc. Aia a fost un moment de știi cum e, apropo de destin. Și stai, înainte de 89 n-ai fost... Niciodată? Am fost odată la ruse, și odată prin Uniunea Sovietică, în excursie cu arhitectura, cu nevastă mea. Că prin ne mai dădea voie. Și m-am dus la externe, a fost prima chestiune. A doua chestiune, după un an și ceva, am promovat destul de repede, vin unii de la Paris, de la școala de administrație, ENA, care e cea mai bună școală de administrație, Macron a făcut și președinții lor au făcut, și au venit să recruteze tineri de perspectivă din răsărit. Și am abandonat într-un fel Ministerul de Externe ca să mă duc la școală în Franța 2 ani. Acolo, pentru cei mai tineri care se uită la noi, acolo am lăsat deoparte orice complex de inferioritate și de provincialism. Deci... 91 până 92. 2 ani am stat la școală în Franța. Școala de administrație. Și după a venit America. Tu știai puțin de acasă niște limbi străine, nu? Știam engleză, franceză și începusem oarecum din frustrare... În 89, în decembrie, în ianuarie, înainte să vină Revoluția, la Cervantes, la institut, și spaniola m-am apucat de ea. Îmi plac limbile străine la nebunie. În armată, când am făcut armata la artilerie, m-am apucat de unul singur să învăț germană. Stăteam cu bocancii pe... Nu te-au băgat la bulău ăia? Odată am fost aproape de așa ceva. Deci eu cred cu tărie că există un Dumnezeu acolo care, într-un fel sau altul, ne influențează decizia. Da, bine. Nu știu nu în sensul că gestionează micro cât de mult pun în pui. Nu asta e ideea. Dar ideea este că undeva se întâmplă niște lucruri care sunt mai mari decât noi. De asta sunt convins. Există explozii în cadrul istoriei, în care lumea se dă peste cap și puteai să ai un destin diferit. Da. Să fii, deci tu făcuse inginerie... Am făcut inginerie la București, la Politehnică. Politehnică. Puteți am fost, să fii am fost acum la am fost acum la o întreprindere și stai te pic, vedeam acum în stradă, protestând. Stai un pic, am fost la Bacău la Aerostar. Asta e o fabrică de pe vremuri, care este una din cele mai de succes fabrici din România. Ei făceau pentru avioane pentru armata de pe vremuri. Și după asta au privatizat-o, același grup de români o conduc acum și am vizitat fabrica acum câteva zile. Și m-am dus acolo și ei fac pentru avioane F-16, pentru Airbus-uri, avioane din astea foarte mari, le repar acolo, 2000 de salariați, 2000 de muncitori. Și au foarte mare parte de hidraulică. Eu am făcut hidraulică, prima mea meserie. Și când m-am dus acolo și vedeam cilindrii aia mari pentru avioane, că știi când aterizezi, acolo... Da, trebuie să nu te zguduie. Să nu te zguduie prea tare. Aia era meseria mea. Eu puteam să fiu bine mersi la Aerostar, inginer de hidraulică. Te va ajuta în politică, pentru că... Nu, mă ajută să înțeleg și altceva decât politică. Economice. Are nevoie de cineva care să pricepe la zguduielile noastre. America, într-adevăr, a fost 5 ani de viață foarte tânără, care ne-a schimbat și pe mine și pe Mihaela. Facem lucrurile altfel. Da, dar nu poți să spui că ai visat. Știi că mulți copii sunt copii care vor să fie la 5 ani aviator. N-ai visat să fii la NATO. Pare o nebunie puțin. În schimb, am fost nebun să bag România în NATO și în UE.
Acolo am fost chiar nebun. Cât erai la... Nu, cât am fost în tot ce am făcut. După aia la externe, am încheiat negocierile de aderare la UE. Apropo de Schengenul ăsta, ne tot chinuim cu el. Eu am negociat. Cum e posibil ca România, care are un secretar ajung NATO, adică cea mai mare forță planetară, militară, provine din România ajung cu aceste forțe. Și el din ce țară? Dintr-o țară amărâtă. E prost rânduită, dar nu e amărâtă. E țară mare, țară influentă despre ce. Eu vă spun că asta știu ce ar fi însemnat. La mine e ca la bursă, știi? Adică țările sunt ca la bursă. Una este valoarea nominală și alta e valoarea de întrebuințare. Cât crede lumea că ești bun. Da. Și eu cred că prima chestie că noi trebuie să începem să credem că țara noastră are valoare de întrebuințare mai mare. Și noi suntem un pic de vină. Păi, dar eu am negociat asta ca să fim bineînțeles. Acolo spunea foarte clar, Mircea, asta e important. Când am semnat împreună cu Vasile Pușcaș în decembrie 2004, acolo e negru pe alb, contract, da? E contract. Noi cu UE-ul, că automat la 7 ani după ce aderăm la UE, intrăm în Schengen automat. Ce au făcut, ce n-au făcut, cum s-a întâmplat, nu mi-e clar. Dar noi normal să fim 10 ani. Intrării noastre în Europa, care n-a fost o intrare spectaculoasă, s-a fost mai mult o intrare de asta, a fost o negociere în genunchi. N-a fost chiar așa. Ce fermierul român ia mai puțin bani decât fermierul? Pentru că cineva de la noi și de la ei... Nu e prostia românească? Nu. Pentru că înțelegerea inițială, și asta rog citiți ce am negociat cu ei, înțelegerea inițială a fost că intrăm în Schengen în 7 ani, da, că în 10 sau 12 ani de zile subvențiile pentru fermierii români sunt egale 100% cu ce primește Franța. Scrie acolo? Evident. Și de ce nu? Și după aia ușor, și de-ai noștri, că și de-ai noștri mai trântez meciul, Mircea. Da. Din motive din astea păcătoase, de astea, de joc, de nu știu ce. Și aia de acolo, evident, că nu vor să aibă fermierul român un competitor pentru ei. Am sentimentul că dacă... De multe ori, adică brânza e pe bani, brânza asta bună de aici, e tot timpul pe bani. Și tot timpul e negociere. Și dacă te prinde că ești slab sau fraier... Suntem frați cu ei, dar brânza, da, brânza e pe bani. Asta, asta e. Da. Și dacă îți aperi interesele, n-au ce să-ți facă. Vezi de interesele tale și ți le promovezi. Am negociat intrare în UE fără MCV-ul ăla faimos. Cine a legat treaba asta cu corupția? Care e o treabă importantă și care trebuie luptată împotriva ei. De Schengen n-a fost niciodată vorba că sunt chestiuni împreună. Niciodată. Eu aici sunt foarte, da, foarte, foarte, foarte cătrănit. Că știu cum se joacă jocul ăsta. Așa cum te pricepi tu la poezie și la artă și la minunea asta care o face acolo, că îmi plouă un pic în gură, eu mă pricep la sportul meu. Sportul meu se numește să reprezinți în plan extern și în plan intern o țară așa cum se cuvine. Asta e meseria mea. Când o să fiu un personaj mai liber de constrângerile de la NATO, am să spun poate și mai mult. Sacaliule! Deci ai fost o carte care pare teribilă, pentru că poate acolo se vede puțin și
sper să se vadă viitorul destin al României. Au găsit deja în librării, se numește Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO, adică eu. Uh-huh. Și am scris-o cu multă, multă convingere și cu multă dragoste pentru țara mea, pentru că vorbeai de momente din astea din istorie, când lucrurile devin învolburate și complicate. Dom'le, să știi că istoria asta noastră, a României moderne, că nu toți înaintașii noștri au fost perfect și frumoși și fără de prihană. Hai să fim serioși. Ăștia am fost și atunci și acum. Dar am avut un talent al nostru, al românilor, și elitele noastre. Da. În momente când a fost cu războiul primul al Crimeei, a apărut Alexandru Ioan Cuza și a făcut Mica Unire. Vine războiul independenței, importăm dinastie și facem România mică. Dar ce aveam atunci? Aveam mari diplomați. Nu, și aveam și oameni de stat. Da, și oameni de stat. Și aveam și oameni simpli care știau să se sacrifice, să vadă lucrurile. Aveam și... Și acum s-a deci, sacrificat. Eu sunt absolut convins că și acum, când e un moment comparabil cu momentele din complicate ale istoriei, o să găsim energia să ne punem din nou în valoare. Auzi, Doamne, ce bine miroase. Mă gândeam odată la destinul tău, pentru că până să devină România mare, aveam Moldova, țara românească, dar am avut conducători și Moldova și în țara românească care au reușit să fie personaje importante și uneori au participat la destinul Europei, da? Da. Au avut funcții într-o bătălie, eu știu, cu turcii. Au fost domnitori români care au avut funcția ta, ca să zic așa, chiar când au fost, era regele, eu știu, Ungarii sau al Suediei sau nu știu ce, dar erau. Eu numesc, nu participam numai cu ostași, participam și cu conducători. Noi am dezvoltat, pentru că geografia asta noastră ne-a învățat, am dezvoltat un instinct, un feeling al românilor. Da. Așa suntem cu toți. Indiferent că e un om care are mai multă sau mai puțină școală, nu contează. Un fel de un instinct de ce numesc eu oportunist strategic. Adică ne orientăm. Da. E, nu e rău. Da. Adică noi suntem oameni care ne adaptăm. Noi, cum să spun, ne-am învățat istoria să fim mai agili, mai adaptabili. De asta atât de mulți români au plecat afară și se descurcă și muncesc și își fac treaba în străinătate. Că ne adaptăm ușor. Dar avem și un instinct de oportunist strategic, adică simțim când e groasă, hai să zic pe românești. Bine, a fost necesar de ce acest oportunist? Și când e groasă ne adunăm, pentru de obicei. Noi am stat unde s-au frecat câteva imperii, Imperiul Turcesc, Imperiul Rusesc, Imperiul Austro-Ungar. Noi am fost exact în zona asta și ar trebui să ne adaptăm. Deci eu cred că e un destin și al românilor. Da. Unii da. Spun că e un Dumnezeu al românilor și eu sunt convins că acest Dumnezeu al românilor nu și-a întors ochii de la noi în altă direcție. Nu e atât de supărat pe noi încât să ne pedepsească. Dumnezeu a fost odată în România, l-am agravit. Cunoști locul, știu, știi? Știu, bine. A fost, dar n-a prea mai apărut departe de tine. Aia. Mie pe mine așa. Na. Și glumele astea și ce zicalele astea păcătoase ale noastre, țară frumoasă, păcat că e locuită, mă enervează cu un pic. Da, aud. Nu o fi nici grădina Maicii Domnului, că nu e nimic perfect pe lumea asta. Grădina Maicii Domnului și cine a spus chestia asta? Cine? A spus-o un grec pe vremea când aveam fanarioții, când au venit grecii din țara aia lor uscată și amărâtă, că greci erau și amărâți, și au văzut pădurile, apele din România, i-a scris lui frate, zice, aici e grădina Maicii Domnului. Și a preluat-o papa. Și eu mai... Ce frumos arată asta. Această minunăția naturii, miroase superb, da? Pentru că i-am pus... Doamnele, poți să iau și la pachet acasă ce gătește... Da, îți dau. Fii atent. Ideea mea în această poveste este că vreau să umplu acest pui cu niște brânză pe care o trag puțin în tigaie împreună cu slăninuța asta de la mine, de la cetate. Pun puțină brânză de burduf, da? Pun și puțină brânză de capră și puțină de asta de oaie, da? Și o mestec o țâră și o... Mai să știi că nu e nimic nou sub soare. Trebuie să inventăm... Trebuie să inventăm o tehnologie, Mircea, în care să se simtă pe cameră și mirosul. Avea trei clase. Trebuie să inventăm chestia asta. Nu, păi uite, miroase numai aici, știi? Ideea că umplem un pui cu chestia asta, știi? Acum e la modă bucătăria din, eu știu, din Japonia, din nu știu ce, că s-a umplut. Dom'le, de fapt sunt chestii românești absolut geniale. Așa este. Eu aici, peste această slăninuță,
și peste brânza asta care se topește, pun puțină mămăligă, da? Și cu asta o să umplu puiul și îl băgăm la cuptor, da? Numai în sine, așa, fiecare chestie are un gust extraordinar, da? Deci, puiul deci, la cea pui, mămăligă este imbatabil. Da, poți să faci și cartofi prăjiți. Eu am făcut cartofii ăștia întregi, așa, fierți în untură. Dar multă lume, lume pune și mușdei pe lângă sau... Da, eu păi, am pus usturoi. Pus am pus bucăți de usturoi întregi care își lasă acum când, o băgăm în... când umplem puiul, da? Așa. Avem... scoatem cartofii. Ei s-au copt așa puțin în asta, dar se vor umple și de mireasma puiului în continuare, da? Asta o băgăm puțin la cuptor, nu trebuie o jumătate de oră, 20 de minute, probabil. Acum lucrăm cu... aici mai am niște slăninuțe care s-au prăjit și ele. Le pun și pe astea, da? Așa, bun. Nu fac decât să umplu puiul cu mămăliga și cu brânza, decât să-l mănânci separat, nu-i mai bine să-l ai la purtător în burtica acestui pui crocant, când va deveni și este deja crocant. Așa. Apropo de brandul de țară pe turism... Uite, brand de țară, nene. Păi să știi, nu o frunză de pom... Nu, nu, brand de țară pe bune. Și un plut cu, brânză de burduf, că brânza de burduf e o chestie de-asta balcanică. Facem și noi, dar fac și bulgarii, sârbii, probabil. Numai că această poveste... noi n-am știut să ne... Nu, n-am știut să intrăm în Europa cu bunătățile noastre, știi? Da, nu e târziu. Da, nu e târziu. Nu e târziu. Bine, sigur că pentru 30 că, de ani pentru că, destinul... Pentru că turismul ăsta mai, care apreciază natura, acum s-a făcut și Via Transilvanica, care regele Charles, sănătate. Da. E un coleg miroase așa de bine că un coleg a început să strănute. Să strănute de plăcere. Da. Mai am niște bucățele de usturoi pe care le turn pe lângă cartofi. Am pus și capere, niște chestii tot balcanice. Deci dacă la vinuri, la ape minerale, la frumuseți naturale, apropo de țări. Apropo de vin, stai puțin că pun aole, acum, pune și vin. Pun și vin, păi hai obligatoriu. Hai că și nu vin e. Să dăm noroc. Dăm noroc și... Da? Hai, ce culoare bună are. Hai, la mulți ani. La mulți ani, Doamne ajută. Da, muscat tonel de la cetate. La popota. Dacă duc vinul ăsta la NATO... Da. Păi ar trebui... Stai, eu sper că... Se face coadă. Dacă totuși vom avea șansa să nu mai negociem în genunchi cum am negociat până acum, adică... pentru că știu că tu vrei să candezi sau mai de când, nu știu dacă vei candida. Eu am venit la tine nu, pentru n-ai venit la mine să vorbim despre cartea mea, nu despre... Da, nu despre candidatură. Dar totuși mă gândesc, să știi, că... neșansa României n-a fost că noi de obicei să dăm vina pe cei din afară. Părerea mea că neșansa noastră a fost pe cei care au n-au știut să mai pun puțină untură deasupra, da? Am pus vin. Da, și ce mai fac? Îl mai umplu puțin cu miere. Cred că ar trebui adunați toți cei care sunt pe partea asta de artă culinară. Pentru că am simțit în țară multe încercări de a veni cu un fel de bucătărie românească, un pic, adică tradițională, dar ușor reinterpretată. Pentru că de foarte multe ori străinii când vin, și o să vină un număr foarte mare în România, în principal pentru frumusețile țării. Nu pentru să știi, la mine, nu la... pentru hotel de 5 stele, ci pentru a dormi la un țăran și a simți viața autentică. Asta se știe că lipsește. Uite aici la restaurantul ăsta, la Crin și simt... Adică le servi tot mâncarea italiană sau franțuzească sau de nu știu ce fel, când tu ai putea să faci un meniu. Dacă e ceva care îmi place și de asta îmi place să mă duc și pe la mănăstiri și pe la biserici, este ghiveciul călugăresc.
Da. Dar n-ai sentimentul că nu mănânci carne. Poți să fii de post, să stai tot anul în post. Stai dulceață de ardei ius, punem și lungem deci și... Deci poate începi, poate o chestie mai largă cu colegi care știu să facă mâncarea chestia asta. Făcută la mănăstirile românești... Să punem pe piață și mâncare românească... Este absolut genială. Absolut deci, formidabil. Eu am descoperit-o după 90, am fost cu Andrei Pleșu, invitat de niște oameni din zonele astea ale biserici, așa, la Cluj, în fine. Ne-a invitat la să luăm masa la câteva mănăstiri. Măi, și când am intrat într-o bucătărie, era perioada postului și am văzut cum fac chiftelele alea din ciuperci de pădure. Incredibil. Mamă, băi, n-am putut să rezist. M-am dus la călugărița care gătea, am zis, dați-mi să gust mai. Mirosea atât de frumos. Deci parfumul ăsta al lucrurilor naturale, înțelegi? Eu de Paște am fost la mănăstirea Curtea de Argeș. Și ce am mâncat acolo, Doamne, Doamne, o bunătate și vinul bun, totul curat. Apropo de țări și Europa și de grădina Maicii Domnului, eu am văzut cam toată lumea asta, dar dacă este o țară în Europa mai armonioasă și mai echilibrată, ca geografie, ca și climă, ca și relief, după Franța, care trebuie să spun că Franța este, hexagonul ăla este știu, fenomenal. Știu, a doua este România. Eu știu, eu asta spun. Nici nu spun că avem suntem... Avem climă la fel este de incredibil. Bună ca Franța. Avem pământ la fel de bun ca francezii. Francezii ai mii de kilometri de munte și de dealuri. Francezii ai sunt Dunăre. Pe primul loc în lume o mie și ceva de kilometri cu exportul de, de mâncare. Știi, înainte americanilor, să luptă cu americanii care, așa, și cu vinurile. Noi suntem pe locul 300, nu știu cât, adică, în mod normal, noi, în Europa, trebuie să se veni imediat după Franța. Trebuie făcut și, marketing sora noastră, deștept. Franța. Da. Și marketing deștept. Se poate face treabă. Apropo de brandul de țară. Dacă îi aduc deci, pe ăștia de la NATO să mănânce asta, cred că facem 50 de baze în NATO România, nu două. Deci acest pui îl mai băgăm puțin la cuptor, nu mult, cam 20 de minute, da? Ok. Și un copan mi-l puneți deoparte să-l iau acasă. Îi dăm, trimitem doamnei, da. Haideți să mergem la masă, să continuăm? Discutăm, pentru că gătitul e un pretext. Să discutăm despre viața. Și colegilor vă mulțumim. Prezentă și viitoare. Hai, la mulți ani.
Am vrut să-i fac o surpriză lui Mircea Geoană și să-l aduc pe prietenul meu, Leșe, fiindcă discutând zic, uite, astăzi e invitat. Mă, vin și eu, că zice eu, îl știu pe Geoană de când era ambasador în America și am dat acolo un spectacol. Unde? La ce ai dat spectacol? A fost o reprezentare. Da. Cu o delegație din România. A reprezentat România la cel mai mare festival de muzici din lume. În ce localitate? Washington. Și acolo, la Washington, m-am întâlnit. Domnul Geoană era ambasador. Știu că am fost și la o manifestare acolo. Am și acum o poză de la... a fost o prezentare a României pe... știți, culoarul ăla lung între Capitoliu, monumentul lui Washington și al lui Abraham Lincoln. Și am și acum la mine la birou o fotografie cu o biserică Marea Mureșană din lemn, pe care am instalat-o meșterii în mijloc. Și era între Capitoliu American, între Washington Monument și asta era biserica noastră. Păi înseamnă că după statuia celebră adusă de francezi, da? Cu focul la mână, ai venit și tu cu fluierul. Ai cântat din fluier în fața... Știi ce să zicem? De exemplu, când mă duc la Ateneu, totdeauna mă gândesc. Când la Ateneu, mult sau unde cânt? Când se cântă Bach, apare Dumnezeu. Așa. Când cânt, apare Petrache Rupu de la Maglavit. Nu, dar pe Dumnezeu, că nu. Când se cântă Mozart, îngerii dansează. Da. Când se horește și se zice din fluier, oamenii stau în loc și îngerii stau în loc și ascultă. Așa că te rog și pe tine. Deci când el cântă la fluierul ăsta mic, apare Geoană. Hai, ia să vedem. Zicala reprezentativă pentru România. Ceva mai reprezentativ pentru România. Din ce zonă e aceasta? De la tine, de acolo? Zice Zicala Oii. Zicala Oii. Zicala Oii din Maramureș. Dar vreau să spun un lucru. Că dacă m-am dus pe Pakistan și m-am dus în Himalaya, acolo am avut un recital în centrul Lahore, m-am dus în India, m-am dus în Irlanda, m-am dus în toată lumea și am cântat. Zicala asta se aseamănă cu toate zicările din lume. Câți ani deci crezi că are această lume? Eu nu încadrez în ani, știi ce, nu pot calcula. Că dacă mă întreb pe mine cum au cântat daci, n-am cum să spun. Oricum e pre-romană. Sigur că e pre-romană, e clar că e. Și ce am constatat, că structura asta melodică se întâlnește în toată lumea. Vorbește foarte frumos despre asta Noica. Că de anumită altitudine în sus, oamenii cântă la fel. Este o asemănare până la contopire. Și am constatat asta în concertele mele. Am cântat cu sirieni, cu indieni, cu irlandezi, cu ruși, cu ucrainieni, cântă cu Mexic, așa. Lucrurile acestea m-am dus și am reprezentat România la Washington. Dar nu numai Washington, peste tot. Și este foarte important. De aceea spun, Mircea, un lucru. Și domnul Geoană, până în ziua de astăzi, folclorul românesc, muzica tradițională din România, n-a fost reprezentată niciodată până în capăt.
De ce crezi? Știi de ce? Pentru că oamenii... N-au știut politicienii români cum să iasă la înaintare cu... Când m-ai chemat și am spus că vine domnul Joan, am spus că vine. Da. Pentru că eu m-am întâlnit cu domnul Joan acolo și când într-un festival tomol american în deschidere, cu o transmisie în toată lumea, totuși eu, e un lucru, eu am deschis festivalul acolo. Adică a fost ceva impresionant și am cântat structurile adevărate. De ce n-au promovat, vă spun. Pentru că oamenii, din păcate, s-au dus spre divertisment, spre muzica facilă. Profunde, lucruri care vorbesc despre dor, de străindare, de șale, că dacă noi ne învârtim în jurul României, îi prinde morminte. În jurul României te duci, te duci în Ungaria. Au rămas oameni. Eu acum mă duc la Alba Iulia, voi spune o poveste despre Siberia. Cum au fost oameni în Siberia, cum au fost în Galicia, cum au fost... Ce se întâmplă cu poporul acesta? Când spun eu, oare care este brandul României acum? E, aici chestia. Lucrurile astea nu se știu. Și de aceea, de mulți ani, tot spun, hai odată să reprezentăm muzica. Că dacă Dumnezeu mi-a dat harul ăsta să cânt, păi să-l arăt. Eu reprezint aici o lume. Păi hai să mergem odată la Albert Hall și să cântăm. Bă, asta e România. Nu s-a reprezentat lucrurile. Cred că maestrul are mare dreptate și cred că România încă mai are chestia are asta. De recuperat mult. Nu de asta, dar trebuie nici să nu ne păstă, să ne risipim și rădăcinile. Pentru că din goana asta spre modernitate, care trebuie să o facem cu toții, riscul este de dezrădăcinare și cultura, până la urmă, e ceea ce ne ține împreună. Și vorbesc și în cartea mea despre brandul de țară și eu sunt obsedat de imaginea și reputația României. Asta e meseria mea. Și am făcut chiar și studii. Și prima observație, știți care este, maestre? Ca să poți să convingi străinătatea despre lucrurile din țara noastră, multe lucruri frumoase și unice, trebuie în primul rând să fie credibile pentru noi, pentru români. Nu poți să vinzi la export o marfă pe care tu nu o crezi. Și atunci, în carte, cred că am găsit un răspuns și cu mulți prieteni, cu mulți specialiști, specialiști în marketing, specialiști în cultură. Sunt trei lucruri pe care românii le cred despre noi înșine, noi despre noi. Unu, că suntem creativi, nimeni nu pune asta la îndoială. Doi, că avem o natură extraordinar de frumoasă și de echilibrată. Și trei, că suntem buni la tehnologie și la inovare. IT-știi noștri sunt de cei mai buni din lume. Și atunci, între astea trei componente care sunt credibile pentru noi, putem să începem să mergem afară și să spunem de o manieră coerentă, da, România este una din cele mai creative țări din lume, care își păstrează tradițiile aproape ca nimeni altcineva în Europa, da, e o țară cu o natură incredibilă și nu trebuie să vină regele Charles să ne spună că țara e frumoasă. Bine, e bine că o spune, bravo dânsului. Adică, și povestesc și o conversație cu regele Charles, era prințul Charles la Londra, când mi-a și spus și mi-a bătut așa pe mână și că, domnul Joan, știu că ești din România, eu n-am să mai pot să mă ocup de fundațiile mele din România, pentru că se pregătea să devină rege. Vă rog eu foarte mult, aveți grijă de țara dumneavoastră, este cea mai frumoasă țară din Europa. A început să lăcrimeze de emoție un om care ține la România. Și atunci de multe ori mă întreb, trebuie unul de afară să-mi spună că țara e frumoasă, că suntem creativi sau că suntem buni la tehnologie? Asta, da. Știți că uneori trebuie să ieși din pădure ca să vezi copacii. Noi trebuie din nou să ieșim din starea de complexare în care ne-am adâncit în multe decenii și chiar secole și să credem din nou în noi și să învățăm să ne reiubim tradiția și complexul, stai puțin, în primul rând trebuie să o prezint pe doamna, că a fost o surpriză, eu l-am invitat pe el, Leșa a invitat-o pe doamna, pe care este o, și doamna m-a invitat pe o speranță, doamna, ia zi. Că de obicei, câteodată la emisiune, te văd tot felul de invitat. Câteodată zic, bravo, ai invitat, oamenii se potrivesc. De data asta am zis, să nu fii cu mâna goală, da. Dar nu numai cu mâna acolo, dar nu vinim așa numai să vin, da. Să știe vorbi, să știe cânta. Și urmă să spună Cristina Gheorghiu despre ce este vorba. Cum ai descoperit-o pe Cristina Gheorghiu? Păi cânte, ce-a fost și la emisiune, la drumul Leșe. Adică nu chem pe oricine. Poate cânta, poate vorbi, vin într-o lume specială.
Drumul Uleșa se intersectează cu drumul lui Joană. Ia cătă, da. Și cu al nostru. Deci, complexul n-a fost al populației, că populația nu are cum nu are nici el complexul când cântă. Și... Complexul a venit, după părerea mea, din faptul că politicienii care au condus România n-au știut cu ce să iasă la înaintare. Una, din păcate, intrarea noastră în Europa s-a făcut în patru labe, ca să nu zic că am negociat în genunchi toate condițiile. După aia n-am ieșit cu oameni reprezentativi, să spună, domnule, să ții cont de... Pentru că România a avut între cele două războaie și înainte niște personaje în politica lumii. Joana e singura excepție care a avut, iată, un succes uriaș și a ajuns la NATO. E un miracol. Dar noi am mai avut... Nu e miracol, Mircea, sunt chiar foarte bun la ceea ce fac. Da. Nu glumesc. Nu, dar stai. Care sunt înaintașii tăi? Îi știi? Știi ce, ce se mai întâmplă? Mai e și o chestiune. Nu. Mai avem și o treabă, ne și omorăm între noi. Bine, adică asta e vechea poveste. E o chestiune. Avem o treabă din asta păcătoasă care trebuie să-i dăm, să-i găsim leacul. Pentru că oameni buni în țara asta sunt. Și în politică sunt mulți oameni care își fac treaba. Alții care n-au ce căuta pe acolo. În artă, în orice profesiune, în orice parte a acestei țări. Dar și noi trebuie să învățăm un pic să ne mai ținem spatele unul altuia. Pentru că apare unul mai bun, prima tentație să-l tragi în cazan jos. Și asta nu e, și se rupe pe aripile. Nu e ok. Și dacă am avea un pic de înțelepciune să ne punem fiecare talent în valoare, și colegii de aici, uite, sunt oameni talentați și fac meseria... Eu cred foarte mult în... Nu cred în lideri providențiali. Asta spun pe aia dreaptă. În carte spun asta. Lumea spune de multe ori, știi, să vină cineva și să ne salveze. Da, poate să vină cineva care să aibă viziune, să aibă curaj, să aibă patriotism. Da. Dar până la urmă, treaba aia nu poate să facă un om singur. Trebuie cu toții să facem un efort să ne autodepășim. Eu nu sunt complexat deloc față de nimeni altcineva din lumea asta și asta e sfatul meu și pentru cei tineri. Nu fiți complexați. Vizitez universități, mă duc prin toată țara asta, văd români în diaspora, atât de mulți români în diaspora. Și vreau să vă spun că peste tot românii sunt priviți bine, dar totuși imaginea țării nu este grozavă. E un paradox românesc aici, că individual toți facem o impresie bună. Când merge maestru la concert, o să facem și la Londra, nu e o problemă de concert. Adică o să-l organizăm. Dar pe de altă parte, undeva... Lipsa asta de echipă și de metodă ne face să avem o imagine mult mai proastă decât realitatea acestei țări. Și țara încă nu e pusă la punct, să fim bineînțeleși. Țara nu e pusă la punct. Țara este de multe ori destul de peticită. Dar una peste alta e o țară mare, e o țară importantă, e o țară strategic relevantă. Și asta e un fel pledoaria în cartea mea, este despre o mai multă ambiție, măi, oameni buni, pentru că se poate face treaba. Și educație. Educație obligatorie. Lucrurile astea trebuie insuflate și de la vârste fragede. Bun, dar astea au dacă fost educație mai mult... nu e, nimic nu e. Asta e titlul unui subcapitol. Vorbe, au fost multe vorbe și puține fapte. Așa este. Pentru că interesele exterioare sunt întotdeauna să ne demonstreze ce mici suntem noi. Nu, și nu. Eu nu cred că... iertați-mă. Eu nu cred că există o conspirație internațională împotriva României. Nu. Hai să fim serioși. Dacă te văd slab, România au avut... Dacă te văd slab, profite. Ia fi mai puternic un pic să vezi că toată lumea te respectă și poți. Și să ai curajul să dai replica în momentul care trebuie. Iar copiii noștri de mici trebuie să învețe lucrul ăsta. Mândria de a fi ceea ce este. Da, copiii de la țară din ziua de astăzi, din orașele mai micuțe, copiii de romi, nu mai au o șansă corectă să izbândească în viață, pentru că nu mai primesc școală de foarte poate. Și asta e o mare problemă să vin cu asta. E o problemă foarte mare. Eu vă spun, mă frământă. Noi vedem încă în orașele mari și chiar și în zonele de diasporă românească, în continuare copii sclipitori, geniali. Și suntem foarte încântați că îi vedem cu robotică, câștigă olimpiade, fantastic. Dar baza sunt de selecție asta de nu mai e o piramidă. Nu mai e o piramidă. Da, exact. Pe vremea copiii de la țară, copiii din orașele mici aveau un traseu al lor către cele mai bune școli. Când eu eram la liceu din Slobozia, din satele din județul Ialomița veneau mâniște copii atât de deștepți. Ăștia erau șefii claselor, ăștia învățau cel mai bine, să știi. Era băieții de la țară. Erau ambițioși, voiau să scape totuși, să nu mai locuiască. Și din locurile respective au plecat tinerii noștri în afara țării. Din acele locuri, pentru că dacă părinții văd, măi, copilul meu n-are o șansă la o școală bună, sau n-are, îl bătrân, n-are șansă la un dispensar, la un medic cât de cât bun,
În clipa respectivă, ce spui? Salariile sunt mici, școală nu e bună, sănătate nu e bună, ce să fac? Plec. Și n-are niciun de lucrat. Stai puțin, că e o problemă. Și n-are niciun de lucrat. Ești din Oltenia, dar știi bine, copiii din satele din jurul Calafatului făceau școli profesionale, făceau facultăți și veneau la fabrica de conserve, la fabrica de zahăr, la fabrica de astea pentru agricultură. Erau tot fel, erau 5-6 fabrici într-un orășel și în jurul orășelului ăla se coagula o comunitate de meserii, de nu știu ce. Acum ce să facă copiii din satele din Oltenia? Trebuie repuse lucrurile. Unde logica lor firească? Părinții au plecat deja să muncească în Spania sau în Italia, nu știu ce, și copiii abia așteaptă să termine liceul, să fugă. Este un exod dramatic, după părerea mea, pe care polițienii români până acum eu numesc asta paradoxul românesc. Pe de o parte, suntem fără îndoială în cel mai bun moment al istoriei naționale. În NATO protejați, nu se întâmplă nimic cu noi. În UE, cu toate neajunsurile, ești într-un club de țări bogate și dezvoltate și democratice. Deci, n-am avut niciodată în istoria noastră, apropo de imperiile de care vorbeam sus în bucătărie, niciodată România n-a fost într-un moment atât de bun. Și paradoxul este că, în pofida acestui moment foarte bun, pe dinăuntru, România este mai vulnerabilă decât oricând. Ne pleacă tinerii, nu mai facem copii, orașele mari se mișcă bine, restul țării se mișcă foarte rău. Deci avem o problemă, de o șansă fantastică și un risc fantastic. Și cartea mea spune, și atenție foarte mare, nu vreau să fiu nici prăpăstios și nici să trag aici semne de alarmă mai mult decât trebuie. Dar cartea de istorie a omenirii are mai multe națiuni care au dispărut decât națiuni care încă există pe acest pământ. Pentru că dacă nu și-au făcut treaba cu educație, să schimbe din mers modelul politic, dacă nu și-au găsit liderii care trebuie să educă înainte, dacă nu au găsit forța internă, să știți că în momentul cel mai bun al istoriei, România are momentul cel mai delicat al istoriei sale. Este o chestiune oarecum românească, dar e un paradox foarte puternic aici și eu cred că putem încă să construim, apropo și de forță de muncă, că lipsește și forță de muncă, trebuie să fim foarte atenți să nu repetăm greșeala Occidentului. Pentru că și-au adus forță de muncă din nevoi, cum se spune, economice. Pentru că economia creștea, locuri de muncă trebuiau să fie făcute și și-au adus foarte multă lume. Și acum când e scandal în Orientul Mijlociu, vezi ce probleme au dânsii. Deci eu aș privilegia, prin politici foarte deștepte, și revenirea românilor, și a basarabenilor cu dublă cetățenie, și altora care... Să nu ne băgăm într-un fel o problemă care peste 10-15... Azi rezolvăm o problemă, dar ne creăm o problemă peste 10-15-20 de ani de zile de nu mai știm ce să facem cu ea. Așa și cu satul românesc. Să nu repetăm greșeala Occidentului. Ei au industrializat... Au industrializat satul. Deja din greu. Franța a mai ținut într-un fel spatele, că e țară mare și are în continuare... Nu ține că are magrebini de... Nu, dar zic pentru rural, pentru partea rurală. Da. Deci sunt câteva chestiuni pe care trebuie să învățăm de la cei care sunt poate mai avansați decât noi, dar să gândim cu mintea noastră, asta e cartea despre, să gândim cu capul nostru. Pentru că nu neapărat tot ce vine de afară este bun și pentru mine. Multe lucruri de afară sunt bune pentru mine, dar eu trebuie să fiu primul care știu să le aleg. Mă, ăsta mi este bun pentru țara mea, pentru cultura mea, pentru nivelul meu de dezvoltare, pentru interesele mele. Și dacă e ceva care nu-mi convine și nu trebuie să-l import, trebuie să am curaj să spun nu. Asta nu. Asta nu mă interesează. Asta mă interesează. Și asta e interesul meu. Și trebuie să te apuci să te bați pentru interesele țării tale. Asta este o carte relativ ambițioasă despre ce am putea să facem cu țara asta dacă ne punem cu toți împreună.
Uitați-vă la polonezi. Polonezii, înainte de războiul din Ucraina, au importat forță de muncă din Ucraina, 1 milion de oameni, dar cu permise de muncă pe durată limitată, nu i-au făcut cetățeni automat și au folosit temporar pentru anumite meserii, pentru anumite zone și forță de muncă din străinătate. Eu n-am nimic cu asta. Mi-este teamă, nu cumva, dar să facem o greșeală, cum au făcut ceilalți. Știi că acum și între timp, tu știi că tinerii români, unul din doi sunt plecați din țară. Știu asta. Și de foarte multe ori să știți că avem și noi cei de acasă o problemă în a înțelege de ce au plecat și de multe ori îi criticăm. Mă, ați plecat, cum era cu salamul, cu soia pe vremuri. N-au plecat de bucurie, au plecat de nevoie. Și cred că noi trebuie să facem și prin cultură, și prin biserică, și prin limbă română, și prin, eventual, ofertă reală să se întoarcă acasă, să ținem legătura cu ei. Numesc asta o singură națiune română. Că ăla este la Sydney, în Australia, că este la Vancouver, în Canada, că este în Italia, Franța, Germania, sau tot românul meu este. Tot al meu este, tot națiunea diferența mea este. Diferența dintre noi și Polonia, știi care? Că dacă în anii 90 se vorbea despre instalatorul polonez care copleșise Europa, mulți transfuși polonezi erau și erau neliniștiți ăștia din Franța, din Germania, din Anglia. Între timp, instalatorul polonez s-a întors în Polonia. Exact. O să râdeți. Jumătate din polonezii din Anglia s-au întors în Polonia. De ce? Pentru că și-au ridicat țara polonezii. Au început să fie oportunități acasă. Normal că vii acasă. Nu vrei să vii acasă. Cine nu avea să vină acasă? Prietene. Când se vor întoarce milioanele de români? Că noi avem, ca și Ucraina, de acolo a avut loc o tragedie, un război. La fel de mulți transfugi ca ucrainieni. Avem 5-6 milioane plecați. Când se vor noi întoarce? Noi cu ucrainienii și cu sirienii. Instalatorul român, când se va întoarce în România? Eu nu știu și nu cred că se vor întoarce în masă. Dar cred că dacă am face o chestiune un pic mai țintită și să oferim unor medici români de afară, unor constructori români de afară și să avem 100.000, 200.000 care să vină acasă cu succes. Că de foarte multe ori unii încearcă și resping cei de acasă. Se duc în comuna lui, în comună și zice primarul, știi ce, dă-te acolo că am eu un business cu unul de-al meu și nu-l vrea pe la acasă, că vrea să deschide și el acolo o brutărie să facă ceva. Deci dacă am putea să începem, poate mai țintit la început, 100.000, 200.000, 300.000, după aia se duce și vorba. Că românii vorbesc între ei. Mă, uite, știi, ăla a reușit acasă, s-a întors în Oltenia, ăla s-a întors în Maramureș și de Maramureș a plecat în Anglia foarte mulți. Am în minte un exemplu. În 2008 am fost în Kazahstan, exact de ziua României, prin intermediul ambasadei. Am dat acolo un concert pentru ceea ce rămăseseră din românii deportați în perioada războiului. Deci a fost o experiență extraordinară. Bătrâni de 70-80 de ani care nu mai văzuseră România de atunci, niciodată. Vă rog să mă credeți că n-am trăit niciodată nicăieri experiența de atunci. 25 de minute de aplauze, noi plângeam pe scenă și ei plângeau în sală. A fost extraordinar. La ce exemplu m-am gândit? Kazahstanul era într-o situație, după ce s-a extins Uniunea Sovietică, rămăseseră cu 40 ceva la sută populația autohtonă. Ei, în momentul în care s-a dezmembrat Uniunea Sovietică, a venit Nazarbayev atunci, a făcut o politică prin care, e adevărat, defavorizându-i pe mulți dintre ruși, i-a favorizat pe autohtonii refugiați în țările din jur, foarte mulți în China, le oferea tot, casă, masă, serviciu, facilități, și a venit și a reușit în câțiva ani să ridice procentul peste 60%. Deci cu o politică potrivită în sensul ăsta, sunt convinsă că fiecare ar vrea să fie la el acasă. Unde și să vină să mănânce ceva atât de bun, cum mai aici găsești. Măi, dintr-un simplu pui, știi că îl vezi un pui, da, ăsta crescut. Țăranii acum cumpără pui de la... Sunt oameni de afaceri care au, le vând așa puiul de 3-4 zile și ei cresc. Și deja crescuți cu boabe, cu nu știu ce, au un gust foarte bun așa. Dar mai rar își fac ei clocitoare și nu știu ce. Dar dintr-un pui de ăsta, care e banal cum ar veni, puiul e fad. Eu nu suport, de exemplu, piept, când aud șnițel din piept de pui, ceva mai oribil nu poate să fie. Dar un pui făcut așa, în untură, da?
cu mirodenile noastre naționale, cu cum am făcut eu. Am inventat această chestie pe care o știam de la bunicul, dar umplut cu mămăligă și cu slăninuță și cu brânzeturi, trei feluri de brânza de burtuf. Este o minune gastronomică, pur și simplu. Știi? Nu-ți trebuie mare lucru ca să uimești pe cineva, știi? Nu știu ce ai mâncat în Kazahstan. Ce ai mâncat în Kazahstan? Acolo mâncarea Berbecu. Națională este carnea de cal. Cresc un anumit soi de cai pentru carne, sunt mai rodofei, așa, mai micuți, mai rodofei. Îi vedeam, era iarnă și cum căutau firicele de iarbă pe sub zăpadă. Ce? Erau și umblau așa în cai, da, la ei acolo e carnea de cal. Da. Sunt mai deficitar la capitolul legume, fructe. Da, bine, e zona, nu crește, da, e normal, da. Deși mie... pentru mine calul reprezintă ceva incredibil. Nu-mi milă de porc, asta e, porcul e crescut, e tradiția, de mic am crescut, tăia tata porcul de Crăciun. Dar ideea că tai calul mi se pare ceva sinistru. Domnul Joană, deci cartea se cheamă Bătălia pentru viitorul României. Nu intrăm în amănunte că sunt zvonuri, că vreți să candidați, așa. Ar fi bine, eu aș vota un președinte ca Joană, de ce? Pentru că noi... Am avut în 30 de ani de capitalism niște personaje care ne-au reprezentat și care au fost, după părerea mea, au fost în afara jocului. Pentru că la orice întrunire asta internațională, vezi cum a fost Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis, așa. Și sunt toți șefii de stat, sunt acolo, se fotografiază, nu știu. După ce se fotografiază, dispar câțiva dintre ei ăștia importanții, înțelegi? Și se duc într-un loc, la lacrimi și sfinți. Așa? Și stau la masă, că la masă se negociază. Niciun șef de stat român până acum n-a stat la masa aia care are loc de după ședința oficială. Mă gândesc că Mircea Joană, care 4 ani de zile a avut această experiență incredibilă, da? Să fie reprezentantul celei mai tari forțe militare din lume, a întâlnit șef de stat care, eu așa cred, dacă un șef de stat este șeful armatei, când vine un reprezentant al NATO cu funcție înaltă, ăla trebuie să se adrepte, nu? Sau nu? Nu e vorba de asta. Și mie nu-mi place să vorbesc cu... Nu, cu dar mie. Discuțiile oricum nu sunt de... Eu nu știu dacă sunt neapărat un bun creștin, sper că sunt. Dar eu unul cred că trebuie să încercăm să nu ne mai încărcăm cu atât de multă ură și dorință de răzbunare. Eu unul cred că trebuie să ne uităm către viitor. Bun, îmi pare bine ce aud. Cartea asta nu am scris-o cu un scop electoral. Am scris-o sau... E un scop politic, în schimb. Pentru că am acumulat în anii ăștia, inclusiv anii ăștia la NATO. Într-adevăr, am fost la masa mare a deciziilor globale. Într-adevăr. Și cred că am învățat lucruri interesante acolo. Dar simt nevoia să spun compatrioților mei, indiferent ce am să fac sau ce n-am să fac. N-am luat o decizie, sunt la NATO, trebuie să-mi văd de treaba mea acolo, așa este normal și corect. Să-ți vezi de treaba ta, când ai un job atât de mare, te ocupi de jobul ăla. După ce termin jobul de acolo, mai discutăm. Dar ceea ce cred că se întâmplă acum, este ceea ce noi și cred că memoria noastră istorică, ancestrală, creierul mic aici în spate, cred că maestrul are probabil cel mai dezvoltat registru al memoriei naționale. Noi undeva, înaintașii noștri, chiar dacă noi nu mai ținem minte din poveștile bătrânilor, dar undeva noi aici știm că în istoria națiunii noastre, complicată, zbuciumată, au venit momente în care lucrurile s-au schimbat. Au venit momente, de multe ori grele și dificile, dar au venit și momente astrale. Cum poți să crezi că o națiune răspândită între marile imperii este totuși astăzi împreună? Cum poți să nu te gândești păstrat limba. Că ne-am păstrat limba, că suntem cine suntem. Și-a păstrat obiceiurile culinare. Alte națiuni probabil că s-ar fi risipit și că suntem aici în continuare. Ăsta este un punct de forță. Un miracol, da. Și de-o fel apelul meu este de a avea, pe de o parte, ca și înaintașii noștri, și brătienii, și Cuza, și Regina Maria, și noi, generația care am băgat România, NATO și noi, să spunem că ăsta e un moment în care se reîmpart cărțile. Înțelegeți? Ca să vorbim un pic ca la poker. Deci vine un moment în care lucrurile se schimbă atât de tare. Competiție între marile puteri, tehnologie, armată, război, pandemie, criză financiară, incertitudine. Lumea se schimbă și cărțile se reîmpart.
Și apelul meu prin carte este acela de a ne juca cărțile, pentru că România are acum o șansă să meargă la următoarea etapă. Fie paradoxul, mergem așa și continuăm de bușele și să avem un declin lent, dar sigur, fie ne asumăm un nivel mai ambițios de destin. Pentru mine, uitați-vă la Irlanda, o țară micuță. Erau săraci, vai de mama lor. Emigrau prin America și președintele Biden spune, sunt irlandez, sunt irlandez. Ok. Astăzi sunt de două ori mai bogați decât englezii. Englezilor le este frică de Polonia, în sensul bun, că în 10 ani de zile ajung mai bogați decât ei per capita și la puterea de cumpărare. Deci, e momentul în care înaintașii noștri au știut să profite. Și pașoptiștii, și Cuza, și toată lumea. E un moment similar să împac cărțile și am simțit nevoia, dincolo de politică. Politica e importantă, dar nu e singurul lucru. Să dau un semnal că se poate, că poate fi foarte periculos dacă nu suntem atenți, dar poate să fie și super bine pentru țara asta dacă ne facem treaba un pic. Este o carte care vă recomand, nu pentru altceva, decât pentru că sunt gândurile mele cele mai sincere față de țara noastră și față de problemele pe care le avem. Nu sunt puține, dar față și de șansa fantastică să sărim. Irlanda este azi în primele 10 economii ale Europei. Este o țară cum mai... Cum ai izbândit? Ia explică. A făcut două lucruri. Noi de ce nu luăm un exemplu încă o dată? De exemplu, asta e absolut... Pe vremuri Ion Ilescu a zis, domnule, noi mergem după modelul suedez. La ce dracu se referea el, nu înțeleg. Dacă vă dau un exemplu legat de Irlanda, au făcut un lucru fenomenal de deștept. Nu vreau să vorbesc puțin vulgar, dar au subt din două părți. Da. O relație fantastică cu America. Nu, în sensul bun. Resurse, bani, tehnologie. Din America. Au o relație cu America pe tehnologie, cum n-are nimeni. Cele mai mari companii americane de tehnologie au sediul în Irlanda. Acolo se întâmplă niște lucruri incredibile. Și în același timp, fiind și membri ai Uniunii Europene, au luat de la UE tot ce au avut nevoie și și-au făcut modelul lor. Modelul lor. Și-au făcut modelul irlandez. Știți ce își propun irlandezii acum? Să investească în mediul rural și în orașele mici din Irlanda, o țară mult mai mică decât noi, astfel încât până în 2040 să mai aducă 1 milion de cetățeni noi și repatriere de irlandezi plecați acasă. Asta face o țară mică. O țară care era mai săracă decât noi și de două mai bogată decât englezii. Am fost în Israel, înainte de necazurile astea și război. Și vorbeam cu conducerea izraeliană. Și spunea o chestie destul de simplă. Acum 20 de ani. 20 de ani, Mircea, da? Văd aici că președintele statului Israel scrie despre cartea care ta. Spunea că acolo sunt peste jumătate de milion de români care au emigrat. Păi după ruși, rușii sunt pe primul loc în Israel, evrei din Rusia și pe locul 2 evrei din România. Știi ce au făcut? Acum 20 de ani e ca ieri, da? Pentru noi cel puțin e ca ieri. Acum 20 de ani, Israelul era mai sărac decât Grecia și Cipru și acum sunt mai bogați decât nemții. Pe putere de cumpărare și per capita, da? Și își propun, pentru că au inventat în tehnologie și în inovație. Și mi-au spus, noi suntem convinși că în 10 ani de zile suntem mai bogați decât americanii. Da? Deci, Irlanda, Israelul, țări mult mai mici decât noi, țări care și-au pus în cap să facă ceva și țara asta, vă spun asta, chiar poate să facă țara asta mult mai mult. Și ăsta e mesajul meu, haideți un pic să ne adunăm rândurile, haide un pic să fim mai ambițioși, hai să reparăm ce nu merge, că nu merge și în politică, nu merg multe. E clientelismul și politizarea asta a statului care cocoșează statul și nu-și face treaba cum se cuvine. Nu cred că România e un stat eșuat, e doar un stat cu multe disfuncții care trebuie reglate. Haideți să fim puțin mai patriotici și mai mândri de cine suntem. Haide un pic cu spatele mai drept. Haide un pic să ne facem treaba. Se poate face treaba. Un mesaj de ambiție și de speranță. Eu vă spun că sunt oameni de nădejde în țara asta. Și nu toți celebri. Sunt mulți oameni de nădejde. Uite în echipă. Revin la echipa voastră de aici. Sunt oameni care își fac datoria. Oameni care sunt profesioniști, sunt meseriași. Și trebuie să ne mândrim cu ei. Și noi spunem, știi, bă, România asta, că și noi suntem cum suntem. Nu, suntem o țară care are dificultăți, dar are și foarte mult potențial. Ăsta e sensul cărții și ăsta e sensul mesajului meu. Vreți să cântați ceva? Cu mare drag. Cu mare plăcere. Știi, când am fost copil, am avut o profesoară de muzică în școala generală și acum mi-aduc aminte și ne-a dus pe cei care aveam un pic de voce, nu grozav, adică nu sunt la nivelul ăsta,
Și am cântat vreo 2 ani de zile, până la pubertate, când mi s-a schimbat vocea, la corul de copii al Radiodifuziunii Române. Da. Romeo Vanica. Ați fost eu sunt și un artist semiratat în sensul că mi-a rămas de... Deci când ascult pe cineva... Nu, mi-a plăcut la nebunie. Mi-a plăcut la nebunie. Și acum îmi place muzica la nebunie. Așa că... Îți dai seama că dacă continuai... Da, și amitul de fotbal am fost. Pe la radio acum. Am fost și amitul de fotbal înainte de 80. Am făcut de toate la muzica asta. Este fantastică. Este și arbitru de fotbal la ce? La... Promoție, onoare. E, și când a venit Revoluția, dădeam examen la Divizia C. Și o carieră fantastică a fost întreruptă. Dar vă rog, cu mare. Să vedem. O să încerc să vă duc în universul de unde provin eu. De la Nistru, măi, la vali, de la Nistru, măi, la vali, o foc. Sunt trei drumuri și o carari, lena mea, of. Sunt trei drumuri și o carari, lena mea, of. Și un izvor cu apă tari, și un izvor cu apă tari, of, of. Cine-l băi bovnic n-ari, lena mea, of. Cine-l băi bovnic n-ari, lena mea, of. Diștiem, îl bem și eu, diștiem, îl bem și eu, of, of. Și povnic nu facem, leana mea, of. Și povnic nu facem, leana mea, câti câti bovnic să-ți faci, și de câti bovnic să-ți faci, of, of. Mai bine la pață zași, leana mea, of. Mai bine la pață zași, leana mea, of. Cât de la pat te mai ridici, de la pat te mai ridici, of, of. De iubire te usuci, lana mea, of. De iubire te usuci, lana mea, of. Bravo. Ce minune! Fii atent, să stai la o masă, să asculti o femeie super frumoasă pe care a descoperit o leșe, sau nu? Ticălosule, așa. Nu, are gust, și, are gust bun și la are, muzică. Da, nu, dar ideea, când muzica asta mai modernă, vin fete fără talent, le bagă pe nu știu ce instrumente, și capătă vocea, nu știu. Uite, fără nimic, fără o formație în spate, incredibil. Și să stai și te transfigurezi. Și ce cântec bine, frumos. Bine că n-am continuat cu muzica, text, că mă făceam de râs. Și ce text frumos, știi? Foarte frumos. Da. Și ce doamnă frumoasă, Leșe. Mulțumesc, felicitări. Mulțumesc. Felicitări că datorită ție în contextul acesta, permiteți-mi să vă ofer câte un disc. Nu, că eu abar n-am de existența ei. Mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Cristina Gheorghiu, o vleliță. Fevroniță. Ce înseamnă din februarie? Fevronia este un nume răspândit în Bucovina, să știți. Da? Dar de unde vine? De la februarie? Nu, cumva? Nu, Fevronia. Fevronia. Există o sfântă în calendar cu numele acesta. Dar de obicei ține de anotimp. E posibil, nu știu dacă e așa. De-abia aștept să ascult. Am avut o șansă să invit 3 personaje importante. Era domnul Joană, dar mi-am amintit de bătrânul meu prieten așa de Leșe, care a venit cu doamna Cristina Gheorghiu. Eu habar n-aveam așa și am avut o revelație astăzi. A fost o armonie între noi care sper că se va ține minte. Bine, mulțumesc! Vă mulțumim! La mulți ani! La mulți ani, Mircea! Mulțumim pentru invitație! Doamne ajută! Doran cu vinul bun,
Căruța-n drum, hai, tiri-dira. Ad vinul să-l gustăm, mai tai, da-n tiri-dira. Era voie bună să face, mai tiri-di-tiri-dira. Că-s nevastă frumoasă, tai, da-n tiri-dira. Era și bărbatul-i dus de acasă, tiri-di-tiri-dira. Că-s nevastă frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Nevastă de om bătrân, toi ești de jenui, hai, tiri-dira. Să ai și-i da la bărbat, mai tai, da-n tiri-dira. Ra, să nu-ți îngheți în pat, mai tiri-din, tiri-dira. Șunji-n ars de potgorie, tai, da-n tiri-dira. Ra, nouă ghine să nișie, tiri-din, tiri-dira. Șunji-n ars de potgorie, nouă ghine să nișie. Când era tot mama-i ghine, ca și bărbatul vine, hai, tiri-dira. Pocănește la fereastră, tai, da-n tiri-dira. Era, i-am dat drumul, măi, nevastă, tiri-din, tiri-dira. Să mă pun în pat covrig, mai tai, da-n tiri-dira. Era, că sunt înghețat cu frig, mai tiri-din, tiri-dira. Păi să mă pun în pat covrig, că sunt înghețat de frig. Ți-aș da drumul, măi, bărbate, hai, tiri-dira. Ei, da, mă tem că nu se poate, hai, tiri-dira. Că ni s-o pus un cârșel, mai tai, da-n tiri-dira. Era și nu pot merge de fel, mai tiri-din, tiri-dira. Da, ele-a cu șălgăsă, mai tai, da-n tiri-dira. Era de drăguț să-l ascunde, mai tiri-din, tiri-dira. Hai, tilalele din trifoale, hai, în cameră, prin trioale. Hai, să poată eu te fugi. Hai, când barba t-o adorni, hop, hop, și numai așa. Program disponibil pe primaplay.ro.